Echipa de fotbal CS Timișul Șag a obținut promovarea în al treilea eșalon fotbalistic al țării într-un mod cât se poate de categoric. După victoria din tur cu scorul de 5-1 contra celor de la Magica Balta-Caransebeș, a venit returul unde rezultatul a fost și mai concludent. Timișenii s-au impus cu 7-0 și au obținut o promovare meritată. În urma celor două manșe s-a văzut diferența de calitate și de valoare a lotului grupării din Șag. Da, ne așteptam încă după meciul tur, ne așteptam, era vizibilă diferența de calitate, de valoare între loturile celor două echipe. M-au surprins băieții înainte de meci, au venit, mi-au făcut o surpriză, au venit vopsiți în solidaritate cu echipa națională, cu tot spiritul ăsta legat ce în jurul echipei naționale și noi cu toții și aseară i-am susținut și i-am sprijinit pe tricolori. În ceea ce privește situația mea, adică m-am vopsit. Am făcut un pariu cu jucătorii, în cazul în care câștigăm la 6 goluri diferență, o să stau și eu să fiu vopsit, iar la finalul jocului băieții abia au așteptat acest moment. Nu știu, parcă cu o ciudă au venit spre mine. Da. Come on.